dacă domnul Klaus Iohannis, care se judecă într-un dosar de incompatibilitate, va fi declarat incompatibil, categoric sunt în turul 2 și îl voi bate pe Victor Ponta, așa cum am spus de la început că pot să fac. Eu am încredere că voi ajunge în turul 2 chiar și cu domnul Iohannis amânându-și la nesfârșit procesul pe care îl are, deși mi se pare corect ca dânsul să-și limpezească această situație, să nu pună electoratul de centru-dreapta de opoziție în situația să voteze cu un candidat care eventual după aceea este declarat incompatibil.